Care este situația la Consiliul Local acolo? Deci da, noi la avem în momentul ăsta, cred că 6 consilieri locali, PNL. Avem o majoritate de dreapta în Consiliul Local al sectorului 1. Primarul este USR. Avem proiecte foarte multe. Dorim noi ca și PNL, avem deja un viceprimar care a fost votat în ședința Consiliului, este Ramona Porumb, doamna Ramona Porumb, în Consiliul Local, în ședința de Consiliu Local trecut. Vom avea echilibru. Încercăm într-adevăr și este o echipă care dorește să schimbe. Nu putem schimba într-o zi, așa cum avem și probleme cu acest contract, dar avem o echipă tânără care și în campania a demonstrat că are proiecte. Consilierii locali au candidat pe anumite cartiere ale sectorului și au venit și au pus pe masă și le-au arătat cetățenilor diferite proiecte. A fost o campanie foarte frumoasă, aproape de cetățeni, cu inițiative multe venite chiar din sectorul 1. Și toată strategia consilierilor noștri în acest mandat se bazează cel mai mult pe comunicarea pe care am avut-o noi în teren, asta pot să vă spun ca și secretar general adjunct al filialei, cu cetățenii. Și multe soluții au venit de la ei, de la cetățenii sectorului 1. Și noi chiar am avut și zona, cum ar fi zona aviației, pe domnul consilier acum, Dinu Gheorghe, care, dar sunt toți consilierii au făcut, dar mai ales Dinu a fost foarte activ și a venit chiar cu o listă și semnătură pe anumite proiecte. A fost o campanie frumoasă, un concept nou, în care încercăm să facem politică aproape de cetățean, o politică nouă și mai deschisă, în care cetățeanul se manifestă și implementează propriile proiecte.